consumatorul cel ce e el interferează, angajează, dictează viața în mersul regulilor și principal de primește prin 100 de masă doar. Eu cred că ce trăim noi acum și deja trăim și sunt recurent, adică ar fi destul de ciudat să nu recunoaștem că a venit parte din normalitate ce se întâmplă acum. Eu cred că a venit un moment în care noi, oamenii de comunicare, ar trebui să schimbăm puțin în modul în care se angajează consumatorul cu brand și brandul consumator. Pentru că dacă tot continuăm să ne aplicăm și să valorizăm orice insight, că e mai generos sau e unul dintre foarte clar, foarte targetat, foarte specific din anumit context, și să spunem că da, dacă consumatorul ăsta vrea asta, e dăm local, nu o să facem decât să perpetuăm cunoscutul. Nu o să putem să schimbăm absolut nimic. Și mai mult decât atât, nu o să putem să spunem că am lăsat în urmă un brand care și are rădăcini de aici, chiar dacă nu vrem global. Pentru că ei modează pentru ce acum și pentru ce modea. Acum este momentul de o chestie care se referă principal pe un orice altul pentru noi industrie ale comunicare, nu pentru companie de marketing. Și o să fiu destul de sucit pentru că mai am încă 13 ani plus pe lungie, mai am dat 5. E un slide pe care l-ați prezentat toți la citit cu diferite forme. Asta e situația, ok? Poza foarte clară este pentru, noi și în comunicare, e că acest slide nu aduce nimic nou. Și, în general, acest slide de multe ori asta o justificare a unui plan sau unui strategie de comunicare care era destul de previzibilă fără să mai explici că lumea se schimbă, vremea se schimbă, vara, mica, iarna și, în general, noi ăștia care sunt în zona europeană suntem mai defavorizați pentru că nu suntem nici ocărătorii, nu avem nici o creștere per capita în vremea zonei estice și mai mult decât atât partea de affordability ne îngroapă și sărăcim strâng și ne putem nimic. Vedeți că slide-ul ăsta e un slide perimat. Un slide care nu mai argumentează absolut nimic de ce ai nevoie de bugete și de ce ai nevoie principal de flexibilitatea de operare pe lucrurile globale, dar într-un context relevant, actual. În schimb, am găsit o poveste care pentru mine explică absolut foarte clar de ce nu putem să ne potrivim. De ce nu putem noi, cei de aici, să motivăm de fiecare dată ridicând steagul național și scriind Made in Romania, tot ce poveste de brand, în principal brand-uri globale, numai și numai pentru că se poate relevanța locală. So, here we go. First, the access for health. Life expectancy. From 25 years to 75 years. And down here, an access for wealth. Income per person. $400,000, $4,000. So down here is poor and sick. And up here is rich and healthy. Now, I'm going to show you the world 200 years ago, in 1810. Here come all the countries. Europe brown, Asia red, Middle East green, Africa south of Sahara blue, and the Americas yellow. And the size of the country bubble showed us. So, here we go. First, an access for health. Life expectancy. From 25 years to 75 years. And down here, an access for wealth. Income per person. $400,000, $4,000. So, down here is poor and sick. And up here is rich and healthy. Now, I'm going to show you the world 200 years ago, in 1810. Here come all the countries. Europe brown, Asia red, Middle East green, Africa south of Sahara blue, and the Americas yellow. And the size of the country bubble showed the size of the population. And in 1810, it was pretty crowded down there, wasn't it? All countries were sick and poor. Life expectancy were below 40 in all countries. And only the UK and the Netherlands were slightly better off, but not much. Here we go again. In my lifetime, former colonies gained independence, and then finally they started to get healthier and healthier and healthier. And in the 1970s,
Then countries in Asia, Latin America started to catch up with the Western countries. They became the emerging economies. Some in Africa follows. Some Africans were stuck in civil war and others hit by HIV. And now we can see the world today in the most up-to-date statistics. Most people today live in the middle, but there are huge differences at the same time between the best of countries and the worst of countries. And there are also huge inequalities within countries. These bubbles show country averages, but I can split them. Take China, I can split it into provinces. There goes Shanghai. It has the same wealth and health as Italy today. And there is the poor inland province Guizhou, it is like Pakistan. And if I split it further, the rural parts are like Ghana in Africa. And yet, despite the enormous disparities today, we have seen 200 years of remarkable progress. That huge historical gap between the West and the rest is now closing. We have become an entirely new converging world. And I see a clear trend into the future. With aid, trade, green technology and peace, it's fully possible that everyone can make it to the healthy, wealthy corner. Asta reprezintă
pare întregări. Partenerii noștri care noi încercăm să construim cu vede cu 30 de mii nu sunt adusă. Are vremurile. Deja se mută, deja se adaptează, deja încep să inoveze, să creeze trenduri în modul în care consumatorii se angajează prin tehnologia mobilă, pe ideea că nu doar prețul e singurul driver independent de condițiile macro. Deci sunt niște lucruri destul de clare și nu se intru în detalii. În principal, știți foarte clar că retailerii mari își consolidează businessurile. Pentru că e foarte ușor să seteze step-change-ul de shopper experience, dacă vreți, la nivelul mai multor categorii, la nivelul mai multor geografii. Mai mult decât atât, ok, comerțul online n-ar trebui să ne vadă la copii. Românii sunt unii de cei mai mari consumatori de comerț online. Și formal și dacă vreți. Dar e foarte important să înțelegeți că nu e un trend, nu e un copy de moment, și că s-ar putea să fim depășiți inclusiv de copiii noștri sau de tine, vis-a-vis de cum voi cumpăra o pâine prin online. Nu să știm că ducem în cană, cumva, să se arată, cu copii depășiți de tehnologie. Și ultima poveste vine de la cei care, în principal, încearcă să formeze monopol. Și aici, Amazon, e o poveste foarte. Ca să înțelegeți, Amazon este al treilea partener global al P&G. După Tesla, după Walmart și Kmart, parcă al treilea, deci, și atenție, vorbesc de producătorul P&G, vă rog, de la food, la șampanie, de la cele voi. Online. Mai mult decât atât, consum. Nu poate fi doar expus de geografic, mă rog, demografică, din geografia de est, pe zona. Poate un consum care va fi direcționat în principal zona respectivă. Vă mai spun că toată lumea pentru orice buzunar independent, sau indiferent de, dacă vreți, nivelul de sărăcie, perceput. Asta înseamnă că automat fi o resegmentare la nivelul valorii brandului și a efectivului, în valoarea adăugată, vis-a-vis de valoarea funcțională, care va fi resetată. Companiile mari se vor gândi din ce în ce mai intens la partea de affordability și la partea de cât de mult valorează partea emoțională, cât de mult e dispus consumatorul să plătească în contextul actual, în contextul în care, principal, cei care decid, în spiciul meu se referă la pasul mobil, nu vorbesc de la din industrie. Dar cel care are decizia e, cea care are decizia e femeia. Și, în principal, femeia care are foarte puțin timp de amie. Femeia care e pătrat, femeia care lucrează, care are un copil acasă, care mai, nu știu, de noi știm cum e, pierde vremea mea și un prepantos. În principal, e femeia activă 24 de ore. Dar are foarte mult timp de analizat vis-a-vis de partea de atașament emoțional cu tine. Iar o șură din vizită, în principal, că sunt pe categorii multiple, deci o să facă foarte repede și foarte corect, știind, ales prețul cel mai mult. Asta e o altă resetare a ideii că, dacă vrem de puternic, poți să cearjuiești cât vrei de mult pentru care o poveste de succes. Cei care au decizia de zi, nu sunt bărbați, creduci, așa cum suntem reputațional, e foarte... Astea sunt niște insight-uri globale foarte, foarte clare, care sunt prezente în orice multinațională. Nu sunt Pepsi, nu sunt aduse de mine, nu. Astea lucruri care ghidează strategiile de inovație de dezvoltare, portofoliu și management pentru următorii 50 ani de zile. Și astea vor fi automat translatate și la nivel local și la nivelul cluster-ul ăsta emergente, dar oarecum mai puțin așteptătoare vis-a-vis de atracția și test. Și mai e o poveste foarte clară. Dumnezeu se reinventează vara. Lucruri care din nefericire și în zona noastră, noi, comunicatorii, am uitat să ne întrebăm. Independent de ce spui, e mult mai important cum o spui. Gândiți-vă că astea sunt niște lucruri care, la 25 de ani, cam așa vezi tramvaiul respectiv. La 50 de ani, sunt mai gri. Chiar dacă ai aceeași imagine, așa de din aceeași poveste. Astea sunt chestii măsurate, nu știu, există, dar are un marketing și toate discipline conexe. Apar cam, niciodată nu o să înțeleg dacă e relevant sau nu ce spun ei, o să le iau data aici, colegi de la consumator. La 75 de ani, e și mai clar, e și mai bine. Indiferent că ești un brand rost sau altul. Atunci, partea de conectivitate emoțională cu povestea brandului, bonul ăla, care tot, să zicem, cu stânga și dreapta, o să fie de natural
toate niște lucruri greșite din stat, extrem de simplu. Inclusiv în fază de reagere, de gândire a comunicării și civilizării. Pentru că asta e realitatea. Vom contribui noi, activ, din ce în ce mai mult, la fondul de pensii. De acum 10 ani de zi, asta e realitatea. Nu toată lumea, nu e doar și prădana pe noastră. Ce înseamnă? Înseamnă că oamenii respectivi vor avea bani, pentru că vor avea pensie. Sigur, nu vor câștiga cantitatea activă, dar vor avea bani. Și ce mai important, vor avea timp să analizeze. Vor avea timp să visece povestea prețului. Și să aibă timp să compare. Mai țineți din pe tot vremuri cum se plecă oamenii. Problema dinainte, 89. Când îți dai plasă la coadă ca să iei în rând la nu știu ce, era ca la parcă de ala. Oamenii nu plecau acasă să se înscrie. Oamenii plecau la alt magazin să-și băgase o altă plasă. Că știau că au făcut un circuit să compare, să vadă, să nu știu ce, să primească, să prindă primul și așa mai departe. Au timp, mă rog, pensionari. Asta e realitatea. Consumatorul o să aibă timp să înțeleagă ce îi spune și mai mult de exact, să ne dea și timp pe care noi să ne cumpere. Iar lucrurile astea se vor translata la o poveste foarte simplă. No more homing. Pentru că moda, și în general, poveștile de succes vis-a-vis de habitul ăsta mai nou de a transforma casa într-un fel de entertainment familiar, pentru că ai din toată lumea să facă mare bani, mare servici, la homing-ul, la modă, e un fapt. Nu dă duplicit. Stai acasă cât poți să stai. Dar povește se întâmplă afară. Și, în principal, se relaționarea cu cei din jurul tău, prieteni, grup de prieteni, poate vă colegi, necunoscuți, se întâmplă în afara casei. Nimeni nu o să se ia, independent de modul în care se va transforma sufrageria dintr-o bibliotecă de deja într-un flat screen în care se pui și cărțile, lumea naturală va avea nevoie de conectare reală, live, one-on-one. Și asta se întâmplă în principal pentru șoferii de 50 plus, le pun în casă. Nu stând așa niște curs, nici la ei, așa trebuie să văzut de pe Facebook, dacă la Carrefour, nu știu care, sau la Real, super Carrefour, sau la nume, care sunt super Real, s-a pădat aia, a fost la aia, 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 aia. Oamenii trebuie să meargă acolo să văd să plâng în store. Numai că merg din store cu o idee, nu cu un shopping list. Iar o altă poveste care toate, eu le spun pentru că aș vrea să le înțelegeți. Nu are rost să mai pierdem vremea să le dezbatem, să le facem. Ăsta e trendul, asta e realitatea la nivel macro, macro, global. Dar tare și național trebuie să înțeleagă că în polul ne dreptăm. Auzeam acum 3-4 ani de zile entuziasm din colegi din industria de IT că la TVR-ul se închide cum vrei tot cu YouTube și cu alte povești și așa mai departe. E adevărat. Cele două se vor interconecta. Cele două vor începe să se impute partea de usability și de funcționalitate, astfel încât să oferă o satisfacție maximă cu interconectare, cu conectare, mă rog, social media și așa mai departe, unde îți poți fi gratis. Eu cred că o să vină vremea în care platformele de media socială ne vor da bani pentru că dăm un like. Sau că comentăm. Nu, pe foarte de bine. Vorbesc eu până n-am persoană să se vede. În principal, vreau să înțelegeți. S-a cam terminat povestea în care putem să manipulăm masele de consumatori în interesul brandului pentru că cauza națională care consumatorul aderă. Și aș vrea cu povestea. Credul meu de suflet este că am un dată din camera asta, nu știu foarte bine, de credul cel mai curat, care ne naștem, ne bucurăm, suntem copii, îl împărtășim copilor și până când suntem iar copii, la 80 de ani iar ne poate ține animale. Disney e o poveste timeless. Însă Disney nu e o poveste timely de acum. Disney nu face desene animate cu celebritatea care a avut ele în cantan. Ce înseamnă asta? Înseamnă că consumatorul are nevoie atât de contemporaneitate care nu e satisfăcută cu zona de entertainment. De-aia apar partea de dreapta. Acești oameni.
Dar poate cursul fără cursul, care nu sunt trenduri, care devin trenduri pentru consumatorii fac trenduri. Nu sunt trenduri și regulați pentru consumatorii, etichetați. Și asta e o munce al și pentru noi ăștia care avem de rezolvat problemele de portofolii globale. Bun, iar o altă poveste. Prețurile clasice de aici. Scădem în 7 ani de zile. Sigur, ăsta e o tot în Statele Unite, dar nu contează. Sunt cei care nu stau din contra, se apreciază. Sunt zona asta care funcționează la dracului de mine. Partea de tehnologie de comunicare actuală, nu este mai modernă, actuală, asta e realitatea, cu cei care au interesul de a folosi acea tehnologie pentru a atrage practic în magazin. Cine lipsește din povestea asta ca și momentul pozitiv? Este cei care sunt curați. Și care au rămân din punctul de vedere provocarea la nivelul nostru. Nici la nivelul retailerilor, nici la nivelul endorsurilor de comunicare. Noi suntem mai funcționari. Nu știu de ce. Modul clasic ăsta este. Produci, distribui, servisezi, marketezi, toate. Mai nu au de un mobil sau, mă rog, partea de online de comunicare, unde spot, dar e oarecum să mai mic lucruri mai repede. Dar uitați-vă la povestea asta. Nici măcar nu mai atingi produsul. Ți-l imaginezi. Ai toate detaliile despre el, în momentul în care vezi un slip, în contrație de M&O, asta mi se pare că e bun cont. Nu, Corea de Sud. Nu scuzați? Corea de Sud. Corea de Sud. Nu. Știți povestea asta. E povestea asta nu-i milor. Știu că Tesco UK are plan până în 2017, în top 5 cities, să ruleze cel puțin 3 feature store, numai să ne poți să store. Nu sunt să de loc, sunt foarte rare. Sunt foarte downward. Ți-ai ales, ai dat click, ai plecat cum ai tău acasă, și acasă mai trec cu 5.000 de om și îți facem tot ce de ligă. Nu știu ce am putea să facem. Nu ne-am putea să facem și pe lângă noi trebuie să gândim în termenii clasici. Target audience, brand positioning, media, 360, 720, spirale, continuă. Noi trebuie să ne gândim, dar avem nevoie de platforme care se pot fi flexate la nivelul vocației, care nu putea să trece în momentul respectiv. Fără a inventa în fiecare din acest moment trebuie. Doar trebuie să avem în cap că noi trebuie să fim în măsură să capturăm există un insight în un moment care apare și dispare fără să ne dăm seama. Și dacă nu îmbunăm noi, puneți alții. Iar, în general, toate campaniile au sau obiectiv, sau clasicele, da, să atragă, o să crească partea aia, mă rog, dar partea de purchase. Da, de la fel, asta da banul, vrem doar rezultate, e singur. Ce rezultat? Dar nimeni nu se întreabă ce se întâmplă lucruri. Sigur că se fac tot felul de acopuri, dacă vreți, și sunt tot felul de studii care analizează partea de post-service și dar nimeni nu se gândește că, de fapt, campaniile și brand-urile sunt făcute pentru a fi consumate, nu pentru a fi cumpărate. Pentru că dacă ar putea fi date gratis, nu mai ar fi numai bucuroasă de lucrurile vorbează. Și astea sunt chestii care, în ziua de azi, atât partea de retail și partea de comunicare, tot aghetează și au desfăt extrem de pragmatic și de corect. Noi încă mai gândim macro, mai gândim că noi în care de 100 de ani avem în spate inerție, avem povești, nu mai spunem povești, noi spunem de genul. Uite, ați văzut până la care a cântat și a strâns prima zi 300 de mii pe lucru. Nu-mi place. Și asta e povestea asta. Când a fost să gândim la nivel de momente, de ce? La ocazii contextuale. Dar trebuie să implicăm toate întrebările astea, oaiurile astea, cu cine, ce, cum, când, așa mai departe. Cred că din foarte pragmatic, un nivel om, independent dacă este statistic reprezentativ, dacă o altă poveste care de multe ori tratează mai probleme și idei. Seara, eu cu prietena mea, nu avem timp să mergem la timp, dar vrem să vedem un film. Dar apare, în cazul nostru, automat apare povestea poporului, a băutului sau a băutului, e dat cum. Când compare ce mult la cinema seara, din care ne stau acasă într-un film, automat și partea asta de interferență cu alte vremuri. Ocazia de a
animate și care sunteți doar ziua, prima film și la desene animate și vă vreți voi. Trebuie să gândim la nivel de, de retenție, nu de, de a competi switch-uri. Asta e foarte important. Pentru că ziua de azi nu mai există categorii culturale. Sau categorii respective, dacă sunt, sunt nedezvoltate. Să vin și să ducă mai departe. Switch-uri sunt cei care, din punctul nostru de vedere, o să existe independent de ce fac vremuri. Ce se întâmplă acum? Ei nu reușim să construim pluralitate care să lucreze. Să vedeți la toate dintre astea, dar o să vreau domnul Sfișa. O să trec ăsta asta, altă poveste cu inovații. Asta e o cifră care pe mine mă sperie. Și asta e mință în global, asta e 2011. Fast movie, food and beverage.
GM, CEO, nu are nevoie de campanii premium. Are nevoie de povești care privează. Și care, independent de nivelul de investiție în spatele brandului, se duc financiar și construiesc și convertesc și loializează și whatever, trebuie penetrarea, trebuie să trăiesc. Pentru că asta spune că e o bază solidă pe care din când în când mai puțin jeca niște bani, mai poți face lucruri, pentru că trebuie doar la asta. Iarăși, povestea asta cu TV-ul. Da. A apărut și digitalul sau engagementul social. Nu e acum online, engagement social. Numai că astea două vor deveni una singură. Nu va dispărea niciodată. Ce cu siguranță va dispărea și o să le vândă celor agenții, sunt campaniile care se rezumă și spun ce nu e exclus TV. Sau video, poate, dacă e virală sau pe nu știu. Sunt ferm convins. Noi am câștigat Netflix în 2000, sigur că în 2008, un brand care n-a arătat cu GIA prin anul respectiv. M-am întâlnit. Și a fost o campanie, Netflix, dar relevanță în vânzări, în alte și mai departe, care a fost în principal construită din două brand. Forma fiinte, aia sunt formă de pere, știți, dacă era foarte one-of-in cu bine, niște postere făcute efectiv de cupate de niște gardi, unde erau niște grafite, de și mai departe. Dar la totul era engagement. Încă mai avem timpul până când se joacă lumea la Desember, pe Champions League. Pepsi Vintage. Da? Grande. Anul trecut lângă Viu, Cuma. E primul grand efect din România, în care brandul respectiv a fost în top 30 advertise. La și cheltuia. Un an de zile. Doar cam atât. De ce? Pentru că ce poate să fie mai tare? Ca medie, decât Steve Lasso. Steve Lasso de poveste. De fapt, aia a fost și prințul de poveste pentru un video. În mod rog, prin ce se poate nu știu, frate, nu sunt la canal, doar de pare neagră, la vagina, să vedeți că vreau să reușesc. Ea a fost o sticlă în față. Vreau ca sticla asta, sticla actuală, o sticlă de aia pe care cum eu, cum mi-am spus, vreau ca asta să devină realitate. În realitate, on the spot. N-are nevoie de awareness, n-are nevoie de explicație. Deci, ori și e M, dar nu este vorba, nu se rejectează sărbători. Pentru că asta e foarte important. Din vreme mare, trebuie să primiți icoana socială. Numai că icoana socială nu durează la efect. Pentru că merge animația, merge. Asta vreau să vă prezentez. Nu vă spun mai mult pentru că asta e una din marile întrebări, îți dat expresia când îți dat la urmă nu vreau să spui despre ce s-a întâmplat acum, asta o spui în viitor. Și să spui despre ce s-a întâmplat în trecut, o să spui ce au spus alții în lucru și pe dar, în principal, ce vedeți acum și este doar o fază de declarație, se va translata foarte în niște lucruri pe care, independent de categorie și de prieteni de apartament, nu s-au mai făcut niciodată în foarte multe. Pentru că asta înseamnă curaj. Înseamnă curajul de a schimba și de a accepta, nu defecte neapărat, niște lipsă de relevanță contextuală. Nu e nimic discuția asta. De la design, la parte de strategie creativă, o să trec peste asta, în principal, iar totul pornește la modul în care comunicăm cu partenerii. Și lucrurile astea de aici vreau să le țineți minte, pentru că astea sunt făcute în 99 și atunci e o mare problemă, e de ce mai facem brief-uri și la ce folosesc brief-urile în comunicarea potențială. Nu explic cifrele, vedeți, faceți brief-ul ca să persistie. Nu care să-i impună execuția. Pieți, oameni de bani. Agenție. Aveți vreau să rejectați brief-ul. Pentru că nu spun nimic. Că sunt prea scufoase. Sau acoperă prea mult fundul clientului. A dat toate datele, dar n-ai să te fie în ele, ce să fie. Dați brief-ul vizuale sau să spun live. Ură. Da? Vorbite direct. Dați o schimbă, nu o să dați o campanie, o să o trei pliște, nu o să o nu ce. Țineți lucrurile simple, așa că le văd consumatorii. Care, punct, n-au nicio problemă pe un global în seamă, n-au un sfert de conștiință. Doi, nu merg în magazin ca să vă caute pe voi. Și trei, cel mai important lucru, știu că e scap. Că dacă tu nu oferă, combinați și oferă. Deci n-am niciun fel de emoție de a mai implica pe mine. Și chiar pe acum. Da? Cam așa gândit. Până acum, cam așa e.
V-ați întrebat o dată câte din, câte din aceste declinări a unei big idea care e principală importantă în UTV, doar acolo poți să vorbești, deși e complet pasiv, nu știu de există. Câte din ele sunt într-adevăr drive-uri de purchase? A făcut cineva nostru care să spună, poate doar că, din toate investiția mea, fac numai 2% s-a materializat în conversia consumatorului către brandul meu. Bine, o să spună că nu-i așa, nu s-a făcut scoa. Nu s-a făcut scoa. Dar la fi unde, nu cumperi pe ăsta, de ce nu cumperi pe ăsta? Păi că am văzut pasare la sus de cină. Un loc mau, totul vii, bârfă, păi. Un canal de media tradițional în România, oamenii cu limba, tot să ne fie frică. Pentru mine, word of mouth, bârfa, e parte integrantă din ministrul de comunicare. Pe ce nu mai ieftin? Se autopropagă. Trebuie să ne gândim că avem nevoie de specialiști. Ia, cum pierdă, da. Avem nevoie de specialiști de PR care să dicteze cum să vorbim cu masele. Ca să nu cumva să spun lucrurile care pot să devină. Nimeni nu-i pasă. Ce a fost ieri rău s-a uitat. La două zi încep de la 0-0. Asta e piața din ziua de azi. Asta e strângere, asta e volatilitate, asta e globalizare, asta e... Și toată povestea asta, da? Ce facem noi, facem tot altceva, sau ce gândim, sau ce gândesc eu. În principal, analizăm pe foarte minut, vă dați seama, scrie mai. Dar în principal, vreau să înțelegem comportamentul vis-a-vis de consum. Când intră în contact, deci rejectează. Dacă l-a rejectat și l-a cumpărat, l-a luat și l-a promis să-l cumpere și așa mai departe. Pentru toate stage-urile astea din, din journey, din călătoria unui individ care la prin la fost de și consumatorul brandului tău, să avem de fazare foarte clară a driver-ul care îl emoționează, care iar e un care foarte mult imagine să se feresc. Cum brandul manipulează consumatorul? Despre asta e vorba. Oameni. Asta fac oamenii, vorbind, încearcă să impună o agendă. E un cuvânt mai mult de politică. Dar asta e realitatea. Se manipulează, se convinge, se luptă, se duce. Și în funcție de povestea asta, trebuie să înțelegem foarte clar că, de fapt, un consumator pe care, sau care ai șanse să impui o poveste care să rețină în acesta brandului, trebuie să fie în principal inspirat. Nu trebuie să fie convins. Când mergi și duci cu un masă, cu un părăloc de nume, cum crezi că l-ai acum, nu o să-i păsi nimeni. Ba din contra. Nu o să te poate aplaude, dar nici nu o să ai o numărul personal. Dar foarte de engagement și mă, foarte important. Toată lumea vrea engagement, toată lumea vrea copii și mai departe. Bă, dacă îți faci și lucrarea aceea, cât îi dă un reward cu un descoperire 15 minute de faimă sau secunde acum? Cât vine din noi, de oameni de legi, care avem curajul să nu gândim doar că nu putem celebra legitimitatea de o vedere, dar mai e cantat. Dacă e un regulă anumit de ce să celebrăm, nu e relevant pentru tot. Dar nu contează. E relevant doar pentru grupul ăla care îl cunosc și îi descurc, pentru că ea s-o deveni mai departe de oameni din povestea. Și cam așa, ce vedeți acum, v-am spus, Lee for now, ăsta e așa o chestie mai declarativă, dacă vreți. Și stați la aproape de mara asta, să plecați să concedii cu mai este. Pentru că toată povestea asta nu are nici legătură cu o campanie clasică, 360 de sensuri și mai departe, toate e gândit exact cu palierele alea, comportamentul cerului unui. Și cel mai important lucru, și ăsta e un slide care teoretic nu ar trebui să îmi arată. Uite, asta e poziționarea cu drept să mă gândim. Poziționare care sigur că da, emerge din poziționarea globală, dar a fost validată aici, cu consumatorii, foarte simplu. Cum îi zic? Brand Dream sau Brand Triangle sau whatever, sunt fiecare care se sunt să simtă, fiecare din ecologă. Așa pe perceput, pentru că așa e perceput. Este primul cu ăla. Ba, a fost primul din 66-68. E primul cu ăla. Mai mult decât ăla. Deci era pe vremuri mai puternic ca banul ăla cu procesul. Cu bax de Pepsi, mai mai fac acolo. Mai mai fac acolo, mai mai fac mai e ajuns la frigider, la trezor cu lor. Și alte trecuri. Mai mai multe de zile, mai mult și ăla tot acolo. De erau, era. Se convertea imediat în valoare monetară. Și automat, având o valoare universală, valabilă pentru toți, se calonează, e interesant pentru toată lumea, independent de că beau că am diabet, că am un succes sau nu știu ce. Asta e realitate. Eu un punct de plecare. Ăsta e foarte din ADN-ul acestui premiu. Acum nu spun că Doamne Ferește, că sunt la un bun
hater, cum 99% devin hater și 1% care nu merge la continuu. Pentru că noi trebuie să polarizăm ca să fim o dată seara. Noi nu trebuie să fim un brand pentru toată lumea. Toată lumea e fericită, mănâncă duminica în familie. Nu cred, independent de noi și prietenul nostru în apartament. În orice industrie, în ziua de azi, nu cred că pot să fiu un brand universal. N-am văzut așa ceva. Și nu cred că cineva tinde să asocieze emoțional cu un brand care e pentru toată lumea și nu are forța mă la nimic. De ce nu avem pentru și pentru ce noi? Și în toată povestea asta, de fapt, de aici, ca să înțelegeți, să vă pun filmul de final și am încheiat. 30 de minute deja. Thank you.
M-am gândit să fac un rim pentru academia ta. Cu ce poți pe rim? Păi să mă lași să fac un rim din șuturile tale. Ce șut? Să tâng la niște tobe. Ce tobe? Lasă, îți arăt eu. Faptul că întotdeauna face așa cum crede el că e mai bine. Felicitări, Călin!